Fostul ministru PSD al Muncii, Marius Budăi, a fost surprins în vamalculeni la intrarea în România într-o mașină care figura ca fiind furată din Belgia. Marius Budăi era împreună cu deputatul PSD Dan Constantin Șlincu, proprietarul mașinii. Fostul ministru a spus polițiștilor că mașina a fost cumpărată de colegul său în 2016, citez de bună credință, iar de atunci a circulat cu ea fără să știe și fără să fie anunțat de autorități că figura ca fiind furată. În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru infracțiunea de tăinuire, iar mașina a fost oprită la Vamasculeni.